primul pește, la o oră după ce le-am aruncat. Suntem pe laser 5, nu leg laser 5, standul A1. Am revenit pe standul A1 să ne luăm un pic revanșa. Deja avem primul pește, cum vă spuneam, a intrat la o bilă half-half de 20 de milimetri, da, într-adevăr mare, pe un derig. Hai să vedem și ce pește avem aici, nu pare să fie unul foarte mare, dar ideea e că avem trăsături. Pește. Interesant de lazuri. Zici? A nebunatic? Cum a plecat de așa? Arată-ne, nu-l mai... Să nu fie ten. Nu-l mai chinui. Așa pare? Există și șansa asta, acolo fiind o zonă tare unde am aruncat-o noi pe asta, este la seta din mijloc, pescuită undeva pe zona copacului. Fiind o zonă tare cu apă mică, fiind half-half ușor de aspirat, ar putea totuși să fie ten. Dar vedem, nu poți să iei timpul asta. Ai vrea sau ți-ai dori? Termină-te cu expresia asta, că mă enervezi. Ei, ce faceți maci? Nebunaticilor. Orățuși. Bă, că sperii rațele, ui, alu. Era ten până la urmă sau? Nu știu. Nu s-a văzut? Și rațele au venit, mă, erau curioase, uite-te. Da, mulțumim. Exact ce spuneam, este ten. Mă, de unde știu? Păi, erau cumva logic. Așa. Dar nu e un ten chiar așa mic. Da, a venit cu minte până aici, adică... Păi, de obicei tenul vine cu minte. Da, da. Face cu nebun. A, da, nu știu. Hafurile noastre de început. Da, chiar vorbeam cu tine, eu nu-și mai devreme, dacă mai ții minte. Ții minte, da. Păi nu, că fiind un om bătrân, tu ești simpatic, ești un om nota 10, doar că ești bătrân, înțeleg? Am zis, hai să dăm un pic pe două cu half-half-uri. Știm că din partidele anterioare că îți dau un pic pulsul partidei, mai ales când ești la început și vrei să testezi exact, să vezi ce ai în față și să verifici. Și asta am făcut și noi. Am zis că nu mai simți pește de înciurtanii faci de 20 de kg, dar nu mă crezi. Nu mai simți-o. Asta o fi de la bătaie, oare? Ce să zic? Ce locul lor.
Vă salut, dragilor, suntem pe New Lake la Zurcinci, Ionuț e aici, bineînțeles. Salutare! Începe vigilia, așteptăm o schimbare exact ca la Lazuri. Să vedem, poate, vedeți cum poate vântul, să sperăm că ne aduce peștele aici în zonă. Și sperăm noi să înceapă peștele să mănânce mai bine și pe zona noastră. Am prins un ten aseară, o să vedeți acum câteva imagini cu tenul pe care l-am prins aseară și câteva poze. Însă, din păcate, este ora... cât e ceas? După amiază. Sâmbătă după amiază, ora 3 și nu am mai avut niciun pește, din păcate. Dar sperăm noi cu această schimbare de vreme, acest vânt, să vină cu... cu peștii spre noi. Dai, Doamne, vânt. Vânt. Vânt de pupa. Bună după amiază. Bună să-ți fie inima. Și eu nu stai trezit? Ai luat așa mai... Ai trezit stația? Ai bulversat. Tell me something. Am emoții că am scăpat unul pe asta și... Și? Nu vreau să-l mai scap. Cum se simte? Aurea, m-a apucat de acum. Viața mea. Alexandru, viața mea. Vem cu mâna. Hola. Mai filmăm natura aici, că e frumos. Ah, am plecat rățele. Ios. Și vecinii au... Du-te și aruncă-le sau le aruncă... Le aruncă doamna? Păi nu știu ce vrea să spună iarăși, că ea are rețetă. A, da? Văd că a început cu... Deci pe bățul ăsta care îl dă aici în mal, că pune snowman cu pop-up de mango. Dar ăla e și intrat amur. Acum nu știu dacă e intrat la mango ăla sau la scopex sau la vila de scopex sau barna. Ce ai aici, am Alex? Încă nu l-am văzut. De 20. Sau la ce repet? La pește? Nu, că l-am văzut până acum. E chiar așa mare. Bă zi, da. Ai, face o... 8 urile alea, face din scurt. Un 7, un 7 tot. Zic eu. Dacă nu mai bine.
Ai pus? Nu, am mâncat. Nu zici că e adus. Trage la mine. Da, zic că e aia, dacă e... Fugim. Nu, că-s nervos, mă, ai văzut. Dar nu știu, bătut, dar l-am văzut. Nu, e sigur că l-am văzut. Dar l-ai văzut-o? Comun, da. Da? Așa, din ce am văzut și eu un pic, am văzut fost de portofoliu. De unde e? Și face opturile alea din scurt, nu clar că nu-i mare, că nu poate să întoarcă atât de rând. Nu, uite, coada acolo i-a fost, dacă ne-am. Nu, dar și ce e fain, că ăștia, uite, ăștia până în 10 kg mai al dracu decât unul care, ce știu, e mărimea lui pastrami. Da, mărimea lui pastrami. Te ajut? Mai ales sau te scurt? Nu. Hai să vedem, să vedem ce-a făcut. Băieții aia nebunatici. Puțin? Da. Răzut puțin și după aia facem și eu. Deci pe el, mai pe tine.
Am cu băiță? Băiță? Vreau să-mi fac un duș, dar nu mai fac. Ha? Da? E mic și a folosit? A plecat bine pe ram de aia. E că poate e vreun burtos de asta și vine el așa de bună voie. Nu, dat din cap. Da? Da. A dat din cap la mondial. Ok. Tu ai scăpat unul aici mai măricel, nu, Ionuț? Ai și filmare. Noi parcă ai scăpat unul. Pe filmare? Da, da. Ultimul, nu? Când era să plecăm pe Roni, exact. Da. Era mai măricel ăla cu ce... Da, ăla era captura la când. Și era după pancar. Serios? La sus, da, la un metru de aia. Mamă, știi. Am zis să nu mai dau repede drumul așa la cameră. Mai dai și cu drumul slăbit. Stai că plecă și roșii acum. Da? Care-i mă roșii? Asta spre mine? A căzut ea bine. A căzut în clips? Da, m-am dat de pe ponton de aici. Chiar aproape de spălare ai dat, Alex, sau mai așa? Nu, e chiar așa, aproape, dar oricum, e destul de departe. Bă, dacă nici de data asta nu vine ploaia. Nu, bă, că nu vreau să duc în partea aia, înspre munți, iar. Iauzi. Dacă vine, e năstocă. Fix acum la plecare, sau să strâng. Da? Mamă, a fost cu curtul, frate. S-a plouat pe aici cu cortul și nu așa pe pietriș, până moale. Te ascult. Ia uite, la tine acolo, ai văzut? Te-am dat la sfoară, două bețe am la sfoară. Hai să vedem. Și cu valibon. Da, mă, e jucărie. Da, mă, că e frumos, ce? 8. Poate chiar un oară. Are un pic de burtic, de ce vorbești, nu are? Zici? Da, mi se pare că e jucărie. Da, nu știu ce să zic, eu mi se pare chiar jucărie. Mm-hmm.
ai îngenunchiat? Îl cer de soție? Te spun un mireal, ea. A glumit Cristi cu tine că e brașoveancă. E băiețelul ăsta. Mamă, ce găurite și ăsta. Mamă, dintre frână în zile acum. Da, mă. Mamă, cu dreapta. Cum ai făcut? Stângaciule. Nu, că e frumoșel.